salutare și la mulți ani. Noi suntem în Dodi și la începutul acestui an 2024, plin de alegeri etatiste, noi ne vom apuca de o nouă carte a lui Walter Block, și anume Pledoarii incomode. Carte o vedeți aici. Dacă aveți nevoie de o referință, noi am anunțat lansarea ei. Asta e, cred, a doua ediție în română. Noi am anunțat lansarea ei. Căutați voi episodul 85 din podcast. Îl găsiți la live-uri. Ea a fost live atunci. Ce pot să vă spun despre carte? E scoasă de editura Mises. Inițial în 2021 a fost tipărită. Inițial a fost tipărită de Terra Libertas Publishing și o să punem jos în descriere un link către locul de unde o să puteți cumpăra. Înainte de a discuta despre carte, o să vă rog jos lângă video să găsiți butonul de like, apăsați-l frumos acolo. Hai ca să începem anul pe un picior de dans frumos, da? și nu pe un șut în fund. Lângă găsiți un buton de subscribe, un clopoțel, știți ce trebuie să faceți cu el deja. Prin descriere, dacă mai săpați pe acolo, o să găsiți și alte locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe internet. De exemplu, un canal de Telegram unde există chat în real time, un blog. Twitter, da. Și tot așa, dacă săpați acolo cu atenție și vreți să deschideți anul și să aveți parte de noroc tot anul, puteți să vă abonați la contul de Patreon sau să donați ceva la contul de cripto dacă credeți că merităm. Cartea aceasta se adresează și celor care nu sunt libertarieni, dar și libertarienilor care au un mai pudici un pic, să-i trezească și să le dovedească că piața liberă funcționează la fel cu, în orice domeniu al activității umane. Avem o introducere sau un cuvânt înainte al lui Rothbard la carte. A fost mentorul lui Walter Block, nu? Da? Și Hayek spune câteva cuvinte în prefață cărții și ambii sunt încântați că Block se ocupă și de meseriile nerespectabile, de activitățile de la marginea societății umane. Cei pe care se dă vina de obicei. Da. Și Rothbard chiar spune, domne, uite că cineva le ia apărarea acestor eroi ai pieței libere. Mă rog, zice Walter Block că sunt eroi, să vedem dacă ne convinge. Nu, și Rothbard în cuvântul înainte spune că, într-adevăr, numește eroi foarte bine, pentru că, chiar dacă nu sunt sfinți, și nu, să zicem, compară, nu au niște valori morale conform societății occidentale, însă sunt niște eroi ai pieței libere datorită faptului că își îndeplinesc funcția pe care și-au ales-o, chiar dacă ceilalți membri ai societății îi înjură, îi privesc cu superioritate, să zic așa. Condescendență mai degrabă. Nu sunt ilegaliști. Sunt ilegaliști. Sunt ilegal non-stop, adică. Da. Adică nu chiar toți. Am în marea lor majoritate. Sunt și ilegaliști, da. Dar și înainte de a fi scoși în afara legii, erau tot așa priviți. De exemplu, legat de prostituție. Pare că prostituția este legală în multe țări, dar tot e privită cu condescendență de către ceilalți membri ai societății, știi? Da, și părerile sunt împărțite. Unii zic că, vai, n-ar trebui făcut, unii zic că, da, e prea ușoară munca. Da. În introducere, Înainte de introducerea, zice că dacă am zis așa de la Rothbard partea asta că el îl apreciază pe Block că și-a ales
meseriile și oamenii ăștia ca să vorbească despre ei și îi numește eroi, tocmai cum ai spus și tu, pentru oprobriu pe care îl întâmpină. Hayek e ceva mai laudă poate puțin mai mult pe Rothbard, zici că pentru el cartea a fost pe bloc. Pe bloc, da, scuze, ai dreptate. Îl laudă mai mult pe bloc comparându-l cu Mises, spunând că cartea i-a adus aminte de terapia de șoc prin care l-a convertit Mises la economia de piață. Ceea ce e pretty big praise. Da. Este, da. Da. El zice și chestia asta, Hayek. Chiar dacă am senzația că uneori s-a mers prea departe, să mergeți prea departe. Da, mulți libertarieni, știi, de obicei discută în medii din astea, mai elitiste. Hai să vedem ce face vânzătorul de legume sau muncitorul de pe nu știu ce platformă industrială. Mă gândesc la discursul tradițional, că fiind economiști, deci liberalii clasici, să zicem, fiind buni economiști, na, discutau despre economie. De ce e bun capitalism? Păi nu știu, cade prețurile și crește salariul. Că doar e standard. În timp ce libertarianismul de după Rothbard intră în zone de astea, situații limită, în situații ciudate. Da, da. Și cred că e și aici și o discuție de strategie, cât de bine e să faci chestia asta. Și aici e și o ruptură între Cato, să zicem, și Mises. Sau între stilul lui Bloch și stilul lui, nu știu, un Hayekian de pe la Mercatul sau Horvitz. Deci un stil de ăsta mai cu minte, mai nu știu ce, și stilul lui Bloch, care e foarte provocator, foarte acid. Da, discută chestii cu sânge, cu... Da, da. Și inclusiv Rothbard pot spune că nu, că putea să-și bage picioare, să rămână la un discurs de ăsta, capitalismul crește standardul de viață. Nu știu. Nu, dar și Rothbard intră în situații limită, în chestii. Vinderea corpului, în asta, lifeboat situation, în tot felul de chestii. Dom'le, ce, cum analizăm situația asta din punct de vedere al libertății? A, uite că și în campania lui Javier Milei în Argentina. Probabil că cineva citise câteva fragmente legate de libertarism și eticheta asta de cel care va legifera traficul de organe i s-a aplicat după aia lui Javier Milei, cei care vreau să dea în el, cam la asta se limitau, știi? Adică nu se uitau la principiile din spate, dar o băgau pe asta cu traficul de organe. Și la droguri, știi, dacă vrei să-l lovești, știi? Păi uite ce vrea să facă ăsta, vrea să legalizeze. Da. Ei, și Walter Bloch l-ar apăra, probabil și pe Milei și cazul ăsta și pe ceilalți care sunt în aceste industrie și se ridice în această meserie. Da, dar uite, mi se pare interesant că deși noi acum suntem pe poziția în care lăudăm curajul și, cum îi spune, inițiativa lui Bloch, nu inițiativa, iuțeala peniței, dar spiciness-ul cărții, dar în introducere Bloch își intitulează cartea Libertarianism și în traducerea aleasă pentru această carte Libertinism, poate să funcționeze de asemenea și libertinaj, în care exact încearcă să-și nuanțeze toate pozițiile care urmează din, și poate și din perspectiva unei înaintări în vârstă. De fapt, el și face referire acolo că zice ceva de genul după o căsătorie și doi copii, am mai gândit puțin poziția pe care, eram inițial. Eu cred că e o continuitate asta, nu e chestia de bătrânețe. Deci poziția lui din ediția originală, tot asta era, că piața e amorală și că libertarienii nu se pronunță pe cât de dezirabile sunt chestiile. Nu, uite ce căsătoria, copiii, trecerea a două decenii ca și reflexia suficient de profundă au schimbat esențial părerile mele asupra unora dintre complicatele probleme abordate în această carte. Deci, punctul inițial rămâne, spune, deși niciuna nu ar trebui interzisă prin lege, la nivel personal, adică își dublează poziția, știi, am poziție publică, poziția mea privată este sfătuiesc sincer împotriva angajării în oricare dintre ele. Ceea ce
Ar fi un punct că spunea explicit personal. Da, da, vedere, da. Ceea ce na, are sens. Adică e interesant faptul că la tinerețe Bloch încă nu-și dăduse seama că... eu zic sau... că își dăduse seama, doar că făcea, le împărțea pe căprării, știi? Libertarianismul despre asta, nu e despre asta. Despre asta discută libertarianismul, despre asta discută pastorul, știi? Deci nu... Eu am, din introducerea lui Walter Bloch, am înțeles că el încearcă să delimiteze de obicei și să se apere împotriva viitoarelor crizi pe care și le imagina el că le-ar avea cartea. Și spunea, domne, în primul și în primul rând, toate aceste activități umane sunt sunt definite în cartea mea și de ceea ce mă ocup eu ca fiind să zicem fără influențe și conotații negative care sunt asociate de către ceilalți oameni cu aceste mese. De exemplu, coerciția, violența. Să zicem că un pește obligă pe o prostituată să facă ceea ce face. Nu vorbește despre cazurile acestea, pentru că aceste cazuri există și în celelalte meserii. Da? Nu ține există... esența peștelui. Da. Deci un pe... așa cum m-am să zicem... să-mi aduc aminte, proxenet. Da. Proxenet, așa. Da. Da. Așa în românește cum s-a adus pește, nu? Sau proxenet? Există și... cuvântul proxenet în limba română, da. Ce vreau să zic, sunt chestii, spune Bloch, care persistă agresive, ăla care răpește un copil. Deci un răpitor da. De copii e un lucru rău per se. N-avem ce să discutăm în plus. Zice el, chiar dacă ăla, nu știu ce, îmi dă banii la sărat sau ce facem banii da. Fapte bune. În timp ce prostituata, dacă definești prostituția ca fiind bani versus sex, un schimb de tipul ăsta, sau dacă vezi proxenetul ca pe un broker de servicii sexuale, nu e o chestie agresivă în termen libertarian. Deci ar trebui da. Legalizată. Asta e poziția libertariană. Bun, și hai să vorbim de fapt despre ce înseamnă libertarianism, că el pune... Da, de, el vrând nevrând, ca la orice carte libertariană, trebuie să pună cadru, să explice, măi tovarăși, noi vorbim aici despre lucruri care nu sunt agresive, nu? Că asta face. Lucruri care nu sunt agresive fizic. Nu zicem că cineva a fost obraznic, tupeist, ce mai înșiră el pe acolo. Lucrurile astea care sunt, mă rog, poate deranjante, dar nu sunt agresive. Să simte dator să introducă trebuie chestia să, asta. Trebuie să faci o precizare de genul ăsta, tocmai ca să te aperi că îți vine tot felul de gică conservatorul. Care zice, păi da, da, asta, da, asta, da, asta și tu trebuie da, să-i spui, stai că noi nu vorbim, de, noi vorbim în acești da. Termeni. Și el spune așa, libertarianismul este o filozofie politică. Ea se referă numai, subliniat, numai, în sensul că nu-mi veni cu altceva, numai la utilizarea corectă a forței. Știu că pare puțin așa că trebuie să traduc nu-mi veni cu altceva, dar ați fi surprinși. Premisa ei fundamentală a acestei filozofii politice este aceea că ar trebui să fie ilegală amenințarea sau inițierea violenței împotriva unei persoane sau proprietății acesteia. Forța este justificată numai în apărare sau ca ripostă. Iată o definiție foarte simplă. Restul este doar explicare, elaborare și clarificare și răspunsuri la obiecții prost concepute. Și da, aici pentru mai multe explicații a se vedea cărțile lui Rothbard din 70-73-82. Ce avem? 70 e pentru o nouă libertate. Nu, 73 pentru și 82 etica libertății. 82 etica libertății. Hoppe 89-90-93. 89 presupun că e teoria socialismului pe care o găsi și pe canalul ăsta. 90 și 93 o să revenim asupra lor. Și nu zic 74. Nu trebuie nu să mai citiți nimic. Să-l facem. Cred că apucăm, că nu sunt așa de mulți. Așa de multe vedete. Dar, asta e avantajul să fii mișcare marginală, că ai... Libertarianismul, continuă Rothbard, este o teorie despre ceea ce ar trebui să fie ilegal. Nu despre ceea ce este în prezent interzis prin lege. Da? Deci discutăm despre ce ar trebui... să fie cadru legal
Și atât. Dar Vali, nu e asta pericolul între o propunere și cadrul existent? Mie mi se pare că tensiunea aici e între morală și legalitate. Libertarianismul e despre legalitate. Dom'le, când e drept să folosești violența împotriva cuiva? Răspunsul libertarian, de tip Rothbard, să zicem, paradigma în care e și Bloc, e atunci când avem agresiune. Agresiune înseamnă inițierea violenței împotriva cuiva. Deci atunci e drept. Deci să respingi defensiv. Asta e definiția agresiunii, cum zice și Bloc. Nu e că eu nu mai, nu știu, e mai vioi, zici că e agresiv, știi, în sens bun, că sau, nu știu, are inițiativă. Nu, de agresiv e asertiv. Da, da, nu, agresiune aici e definiția violenței. Când lovești pe cineva, atunci ești agresiv. Când furi, când ucizi. Ok, și distinția era între morală și între moral și juridic. Agresiunea se limitează, sau libertarianismul se limitează în analiza acțiunilor agresive, nu discută alte tipuri de acțiuni. Morala e o chestie mai largă, mult mai largă, privește un întreg stil de viață. De exemplu, creștinismul oferă un stil de viață. Ateismul umanist oferă un stil de viață, un program mai mare, nu... Deci asta ar fi diferența. Libertarianismul, care rămâne strict la să nu furi, să nu ucizi, niște chestii minimale de interacțiune între oameni. Alții care propun un stil mai mare de viață. Care ar fi diferența? Păi uite, un libertarian zice că trebuie permisă prostituția, pentru că nu e agresiune, e un schimb de sex contra bani. Din punct de vedere moral, libertarianul nu se pronunță ca libertarian. Creștinismul, de exemplu... Moral. Da, da, nu se... Iar un creștin, de exemplu, adică cineva care e angajat față de o teorie morală, spune că e greșeală. Prostituție. Poți avea alții, nu știu, nihiliști relativiști care să spună, nu, chestie bună chiar, prostituția de nea. Bine, dar Alexandru se referea și la muncă puțină sau o atină ori, zice, zice la mișto. Dar spune Bloc că prostituția e legată de o muncă puțină. A, deci era inspirat de chestia aia, nu? Sau... Mă gândeam dacă în spațiu public auzeai. Nu, cred că am auzit, cred că chiar am auzit pe cineva la care zice, pe ce e ușor așa, mă rog, niște doamne. Vreau să mă refer la mulți care, doamne, ok, unii încearcă să extragă mai mult decât este din libertarianism, să fie mai mult. Dar măcar chestiile astea nu le duc până la capăt și anume, uite, de exemplu, utilizarea, inițierea agresiunii și amenințarea cu agresiunea sunt lucruri care ar trebui să fie pedepsite sub libertarianism. Dar dacă duci chestiile astea până la capăt, inclusiv taxarea este furt și ar trebui... Dar mulți o ignoră. Se uită la chestii de genul, uite, trafic de organe și alte lucruri permise sub libertarianism, dar lucrul ăsta care este strigător la cer și omniprezent în societățile omenești, da? Da, taxarea elefantul din cameră. Stai și te uiți și vorbești de lucruri. Deci citești liberal clasici care te iau. Uite, controlul prețurilor duce la nu știu ce. Salariul minim duce la nu știu ce. Cutare duce la nu știu ce. Bă, la taxarea care... Hai, stați că să... Deci nu, nu intră. Stai în medicul lui Rothbard că ia... Cum vrei să facem drumuri, cum vrei să facem armată, cum... Na, na. Rothbard și cei care vin după el, ia taurul de coarne. Bă, la taxarea care e fundamental. Deci fără taxare... S-a dus tot. Na. E să uite la niște cazuri marginale ale societății, da? Droguri și așa mai departe și nu văd taxarea care e pe toate drumurile bârna, tot timpul. Bârna din ochiul tău, știi? Da. Bine, hai să revenim un pic, că uite aici mie mi se pare un loc de discuție și anume relația a amintit-o și Costel Adineaur și urmează este și subiectul următoarelor părți ale introducerii la această carte. Relația dintre moralitate și legalitate, că e o chestie care tinde să confuzeze pe foarte multă lume și pentru foarte multă lume observ și poate că e un pic compusă și faptul că acum trăim într-o epocă în care legile se fac printr-un sistem de, hai să nu le spunem aleși reprezentativ, dar ei asta pretind că sunt și practic cumva par să fie venite din
mai mult sau mai puțin dorința majorității. Adică dacă, de exemplu, un exemplu foarte simplu, dacă o măsură pare a fi populară, da, se măsoară prin sondaje corect și ea este populară, cum au fost, din păcate, multe din măsurile din pandemie, atunci ele vor fi adoptate. Dacă se măsoară ca fiind nepopulare, ele nu vor fi adoptate. De exemplu, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că sondezi și contează și grupurile de presiune și minoritatea vocală, care pare mult mai mare, da, ai 5%, dar care dacă ți ies pe stradă, par ca și cum ar fi 20% și așa mai departe, da? Că, în fond, de asta a ținut starea de demență atât cât a ținut în pandemie, pentru că a fost popular, a fost popular ca statul să se preocupe să facă ceva, să pară că face ceva, și atâta vreme cât ceva ăla așa a fost fazii pe lângă cu ce au crezut oamenii că își doreau să facă statul, am dat peste acest stare de fapt. Și spuneam, mi se pare că contează foarte mult relația dintre legalitate și moralitate, mai ales în contextul în care se fac legile astăzi. Și Costel a spus că nu sună și același lucru. O să-l rog acum să expandeze pe subiect, poate și preluând din ce povestește Bloc în capitol. Păi asta e legalitate, studiu acțiunilor agresive. Moralitatea studiază și pe asta agresivă și pe alea non-agresive. De exemplu, etica creștină spune să nu ucizi. Adică îți discută o acțiune agresivă. Însă spune și să-ți respecti părinții. Faptul că cineva nu-și respectă părinții, asta nu e o acțiune agresivă în libertarianism. Nu înseamnă inițierea violenței sau amenințarea cu inițierea violenței. Bârfa, de exemplu, nu e o agresiune în libertarianism. Din punct de vedere creștin, e o chestie rea. E rău să bârfești, să deformezi adevărul despre cineva. Ideea e că e mai generală moralitatea, nu? E mult mai generală. Nu discută doar despre acte agresive, discută și despre acte non-agresive. Ea zice că e să mai particulară. Să te duci la biserică. Să te duci la biserică. În sensul că se bagă în mai multe particularități. General ar fi să spui nu agresa. Nu vezi că lumea nu înțelege la ce ne referi? Da? Ca domeniu mai păi general. Da, asta zic, că intră în mai multe particularități ale vieții tale. Da, are o extindere a... E mai intensă, asta agresivă, zice, mai intensă, mai intensă. Hai să o luăm așa, să cădem pe un cuvânt deci comun. Deci când zici că nu analizează doar acte agresive, ci discută și acte non-agresive, nu înseamnă că e mai general? Yes. Dacă vorbești și despre bulgari și despre români, nu ești mai general decât dacă vorbești despre români? Sau dacă vorbești despre europeni, nu ești mai general? Da, adică okay, extensiunea conceptului e mai mare. Zicem, okay, vorbești bine despre mai mulți. Asta aș fi zis, da, că mai întinsă. Dar de ce e important asta? Pentru că, uite, înțelepciunea internetului, ce înseamnă cunoaștere descentralizată. Deci o definiție a socialismului e nu atât asta ce a zis Mises, colectivizarea mijloacelor de producție și înșel. Starea de spirit a socialismului e că dacă îți place ceva trebuie să devină obligatoriu. Dacă nu îți place ceva trebuie interzis. Despre asta e și cartea lui Bloc. Chestiile astea, eroi ăștia ai lui și nu știu ce, sunt chestii care nu plac oamenii. Oamenii nu iubesc... Proxeneții. Da, proxeneții, prostituați, cel puțin, nu știu, majoritatea, să zicem. Urăsc ăștia cu droguri, dealeri, știi. Ideea e că dacă nu-ți place ceva, trebuie interzis. Îți place ceva, de exemplu, îmi place că Vali e altruist față de Gabi, trebuie să devină obligatoriu. Trebuie statul să-l oblige să ia bani din leafă și să... Uite, da, ăsta e punctul unde mie mi se pare că se întrerup toate legăturile, pentru că dat fiind faptul că acum cetățeanul are senzația că legile se fac în numele lui și în funcție de preferințele lui, e un proxy destul de corect aplicat. Pentru că, uite, cetățeanului nu-i place furtul, și furtul e interzis. Da? Nu-i place crima și crima e interzisă. E mai greu, da, la aia cu obligativitatea, într-adevăr. Aia acolo, ăla e un alt hop de sărit. Dar... Educația gratuită țin de alea. Sănătatea gratuită țin de obligativitatea. Îmi place ca X să-l ajute pe Y
amărât și nu știe să-l ajute și uite că statul face asta, știi? Deci o acțiune care îmi place trebuie să devină obligatorie. O acțiune asta, care nu-mi place... Asta înțeleg. Ce vreau să spun e că e poate... da, uite, și asta ar fi o explicație. A găsit o lege care s-ar preta la această descriere și atunci pleacă mai departe. Dar problema pe care o aș avea eu este așa. Să nu ucizi, să nu furi și să nu violezi corpul altuia, da? Sunt niște porunci pe acolo. Fac parte din moralitate, clar. Sunt subsetul moralității. Și atunci spuneam că mie, din punctul de vedere al cetățeanului de rând, al votantului median, mi se pare că el nu va înțelege niciodată, poate, cum se face că anumite legi morale e bine să fie codificate în lege efectivă, da? Legi în lege juridică, da, mulțumesc. Efectiv. Și altele nu. De ce? Că în carte sunt toate date cu aceeași importanță și dacă le alegem pe astea să le codificăm ca legi, de ce să nu le facem pe toate? Nu-și pune problema, asta e răspunsul. Nu-și pune problema coerenței sau nu știu, gândește-te că... Păi nu, coerent ar fi să le facem pe toate. Nu, eu aș pune problema... Că altfel tu spui că e ceva mai presus de morală. Ori morala vine de la Dumnezeu, cel puțin pentru unii. Și termin american. Avem o agresiune, Da, într-o acțiune umană avem o victimă sau nu avem o victimă? Da? Și asta ar fi un criteriu pe care te-ai putea... Da? Deci în cazul prostituției. Există vreo victimă aici, cea care primește banii și cel care primește servicii sexuale. Se consideră vreo victimă? Au pierdut? Da, ceva? Este o victimă, bineînțeles. Amândoi sunt o victimă pentru că și-au pierdut accesul în... Nu. În grădina de după. Au sunt agresori pentru că schimbă ordinea. Ea îi fură lui accesul, el îi fură ei accesul. Bine, tu cum faci caricatură la ăștia anti, nu? Nu. Că poliția libertariană nu fac, neapărat caricatură, ci încerc să explic faptul că pentru oameni e greu. Un bloc pomenește pe ăștia third party, deci terțe de persoane care nu au nicio treabă cu tranzacția respectivă, și compară cu cei care nu le convine faptul că vecinul s-a dus în piață și a reușit să ia cu la un preț de jumate mai mulți cartofi decât el. Nu-i convine. Acea tranzacție care... Zice, ori l-a fraierit pe el, ori a fraierit el pe vânzător. Nu-mi place exemplul ăsta, pentru că Blu construiește argumente prin răgeare la absurd, știi? Deci ceva... Dacă tu vrei reglementarea la asta, poți să vrei reglementarea și tu n-ai vrea ce urmează, știi? În timp ce spunea Gabi cu, poți să vrei controlul prețului, păi vreau și aia, știi, o să spun. În timp ce stilul lui Bloc este facă să... tu vrei și reglementarea Coca-Cola, probabil, și nu. Auziți, ce mi se pare, unu, noi avem o problemă că ne batem cu niște dușmani foarte difuzi. Deci nu știi. Ai tot felul de argumente contra de-a lungul timpului care sunt din tot felul de părți și plaje ale stilului de argumenta. Unii zic că moralitatea, unii zic că Dumnezeu, unii zic că nu e bine economic, unii zic că da, de unde se adună bugetul. Deci te doare capul, nici nu știi la ce să răspunzi. Mai întâi, și pretenția noastră care e? Mă, noi avem un principiu care, dus coerent, îți răspunde la toate chestiile alea, oricine ai fi și de unde ai veni. Mă rog, eu stau și mă întreb de multe ori, nu știu dacă asta e, dar să vedem ce facem aici. Foarte mulți oameni zic, păi ce sistem e ăsta al vostru doar cu ce să nu faci? Mie trebuie să-mi zici și ce să fac. Uite, creștinismul îți zice și să-ți iubești aproapele. Nu zice, nu doar nu-i da în cap. Și noi am mai apărat poziția asta de multe ori și am zis, păi, asta e o condiție sine qua non. Întâi să nu-i dai în cap, niciodată, consistent, coerent, mereu, și după aia poți să-l iubești sau să nu-l iubești. Dacă asta e o chestie la care ține.
unde vreau eu să ajung este că pare întristător că oamenii nu-și găsesc singuri valorile care le plac. Deci ei zic, uite, avem, de exemplu, statul astăzi. Dom'le, îți face niște nasoale. Mă, dar zice și ce să faci? Pare așa că e un sistem care, ok, poate fi îmbunătățit, dacă tu nu-mi dai pozitivele, ce sistem e ăsta? Sunt panicării, nu mai rezolvat cu nimic. Un capitol din Mises, știi când zice, la o liberalii sunt acuzați că sunt prea negativiști, și el zice, nu suntem negativiști, dacă stăm potriva cenzurii, nu înseamnă că sunt negativ. Și că sunt pozitiv, îți las libertatea să scrii, să nu știu ce, știi? La fel și, bine, Alexandru are un point în sensul că, na, oamenii trăiesc cu impresia că statul îți dă pe dracu, știi, îți dă direcția. Nu îți dă nicio direcție. Voiam să mai zic o chestie. Mai are, bine, dar cum verificăm? Vezi, Doamne, la ce autoritate vă referiți? Uite, eu vin cu fratele meu mai mare. Voi cu cine veniți? Poți să vii cu Rothbard, cu Mises, nu e problemă. Dar noi de multe ori am ajuns să zicem... Nu vrea să experimenteze. Deci gândește-te la economiștii mainstream, care ei sunt empiriști. Deci el n-ar trebui să se pronunțe pe un aranjament dacă n-avem experiment. El nu poate să spune libertarianism o tâmpenie. Dacă nu am făcut efectiv chestia aia și o evaluăm, știi? Urii zic dinainte. Dom'le, o prostie, nu să strâng banii, nu să nu știu ce, știi? El, dacă ar fi consecvent cu empirismul lui, cu metodologia lui, ar trebui să spună, nu știu. N-am experiment, nu știu ce. Implementăm anarhocapitalismul în Ungaria și da, ne dăm, vedem și punem într-un Excel ce a ieșit, ce a nu știu ce, știi? Dar ei zic din prima, zic, din servă. Nu se strâng. Păi de unde știi, frate, că nu se strâng? Nu, dar mai ai niște categorii care zic, păi știm, de ce căutați adevărul? Măi, voi ăștia de la Andodi, ca să nu mă pronunț pentru alții, să nu ne facem gașcă dacă n-avem, și zic, păi de ce căutați adevărul? Că știm care e adevărul. Care e adevărul? Păi ne-a fost dat de o autoritate mai mare decât noi, care ne permite să verificăm ce deducem noi aici și ce moralitate și ce legi facem, tot organizarea asta a societății, o verificăm cu o autoritate mai mare. Care o fie acolo, da? Unii o să zică ăla, unii o să zică ăla. E răspuns punctual, ok, te referi la creștini și nu știu ce, păi ok, ia și compară cu ce zice Rothbard, cred că Iisus ar fi fost de acord? Și răspunsul e da, n-are cum să fie decât da, știi? Deci, nu... Nu, eu cred că răspunsul, adică și sămânța de discordie pe care am încercat eu să o semăn, este în felul următor. Dumnezeu i-a dat lui Moise pe tabletă 10 porunci. Da? Tu vrei să-mi implementezi în lege doar 3 dintre ele. De ce? Știi mai bine? Mai sus decât măcar pe alea 10, trebuie să le facem lege. Nu? Asta e... Într-un alte societăți erau cele 10 toate implementate în lege. Așa. Acum însă cred că din cauza apariției statului laic și a iluminismului au început și să se mai să-și restrângă setul de implementări divine în legea juridică. Păi da, dar aici ai pierdut pe toți conservatorii. În clipa în care ai adus vorba de iluminism, i-ai pierdut pe toți, sau pe aproape toți conservatorii. Deci, ceea ce... Nu știu dacă... Și vreau să intru în... Spun despre asta în contextul în care Rothbard zice în partea a doua a introducerii că el e conservator cultural. Da. Ceea ce a pornit atunci de la iluminism și a avut rădăcinile tot într-o tradiție creștină, și anume unde rațiunea este de la Dumnezeu, trebuie să o folosim. Noi nu știm exact... Trebuie să o folosim. Da, ca să interpretăm... Mi se pare că-s cuvinte cheie. Să interpretăm legile astea divine exact în fiecare aspect al vieții moderne și cum facem lucrul ăsta. Hai să ne folosim capul, că și ăsta este un dar de la Dumnezeu.
Chiar dacă după aceea unii au zis, ok, ia să nu mai luăm, avem rațiunea, nu știu dacă e dar la Dumnezeu sau nu, este, o avem în cap. Atunci hai să o folosim și să încercăm să creăm o etică, să zicem, în absența divinității, cât mai folositoare. Da? Libertarismul este una dintre acestea. Unde omul cu capul lui, justificările care le găsim în libertarism sunt de tip de asta, rațional. Unde cam avem acest principiu al non-agresiunii universalizabil, da? Avem lucruri de genul ăsta pe care le putem gândi și argumenta logic și putem convinge cu ajutorul acestei rațiuni pe ceilalți oameni. Înțelegi? După aceea, dar nu, nu mai vreau să intru. Dar idei, mă opresc aici. Eu așa văd că sunt compatibile, știi, când zic, domnule, Iisus ar agrea libertarism. Poate să amai că da. Deci nu e problema că sunt compatibile. Și eu azi zice că sunt compatibile. Dar uite, un socialist poate să spună că iubește-ți aproapele. E compatibil cu, păi trebuie să facem educație de stat ca să aibă toată lumea drept la educație. Pentru că e un bine, le face un bine. Și e dintr-o dată... Spun că e greșită. Exact ce ai zis tu, trebuie forțat. Spun că e greșită. Nu e. Nu trebuie să faci prin furt, trebuie să faci tu chestia. Asta e... Deci e o discuție de interpretare, știi? Teza la care vreau eu să mă duc este că mie mi se pare că dacă poți să judeci cu capul și cu inima, dictoanele autorității supreme, eu cred că este de datoria să le verifici. Pentru ca să poți să te aperi de false revelații. Da, aoleu, aici intri și mai rău în cofă. Da, da? Nu, chestie simplă. Da, nu se poate, pentru că deci acolo cum, te duci. Nu poți să mă oferesc, traduci, pare rău. Deci cum poți să ajungi de la iubește-ți aproapele la educație obligatorie de stat? Da, în dragoste. Deci trebuie să-ți folosești puțin capul să vezi că lucrurile astea nu se leagă, da? Treci prin lucrurile satane ca să ajungi la educația de stat obligatorie. Nu, dar eu vreau să ajung în altă parte. Pentru că, deci dacă ai niște oameni care hotărăsc, judecă, cum îi verifici? Cu alți mai deștepți. Păi aia mai deștepți, păi revelația. Bine, dar pe chestia aia cum o verifici? Adică, așa cum în jos... ducând discuția de la din ce în ce mai simplu și la nu ne înțelegem, în jos ai numai violență și în sus ai numai autorități supreme. Cine, știi, adică dacă vrei să spui piedică singur și zici, păi nu, există un singur autoritate și noi când aia credem și ne e de ajuns. Bine, și dacă vine altul și zice că eu sunt mai tare, îl crezi sau îl verifici? Nu, pe scurt. Nu, sau nu, trebuie să poți să-l verifici. Nu poți să împărtășești ce discutam noi cu compatibilitate și nu știu ce. Ai un common ground, știi? Uite, hai să zicem, credem în Dumnezeu și ne întrebăm cum e, care soluție mai potrivită. Dar poți avea și oameni care nu cred în Dumnezeu. Deci discuția e... Deci nu se pune problema să întemeiezi pe Scriptură sau pe... Dar pentru cei care sunt credincioși, pe bune, uite, luăm principiul non-agresiunii. Nu e compatibil cu credința creștină? Sau zic că este, știi? Că nu-i de-a iar aia care sunt atei, asta e, nu... Da, asta e ce zice și Alex și asta e ce ziceam și eu, să zică că nu e de ajuns. O să vrea să bage în lege și celelalte 7 porunci, o să mai vrea să bage în lege și interzicerea consumului de alcool. Pentru, și, dacă pentru se asta poate, am o teorie. Interzicerea păcatului cu totul. Avem niște, uite că tot îmi place să dau exemplu ăsta. Deci după ce scrie opera deschisă Umberto Eco, scrie limitele interpretării. Ce zicea Gabi? Nu poți să ajungi de la aia la, de la A la nona. Înțelegi? Dacă Iisus spune iubește-ți dușmanul, nu poți să interpretezi asta că, nu știu, să-ți fie indiferent dușmanul sau urăște-ți dușmanul. E clar că sunt interpretări greșite. Înțelegi? Adică există niște limite ale interpretării, știi? La fel și cu educația de stat, și dacă faci chestia asta prin furt și nu știu, păi nu știu, așa spune Scriptura, știi? Aia e o limitare pe lume.
în care oamenii simt emoțional, simt visceral, uneori își dau seama, uneori nu își dau seama, ei simt niște lucruri. Da, în cazul nostru, cartea asta, sunt lucruri care par rele, greu de digerat, care strică societății, nu știu ce. Eu am observat la mine chestia asta. Deci, am reacții emoționale, să zicem că nu vine să fac o chestie. Rațional, nu se justifică. Tot și oamenii cad în două părți. Ori își forțează partea emoțională trecând cu rațiunea peste ea, cu buldozerul, ori alții zic, păi așa am simțit, deci așa e corect. Căzuți în partea ilalt. Și eu cred că rațiunea, treaba rațiunii este să vorbească cu sperieturile astea emoționale, pentru că la subiectele din cartea asta oamenii se sperie. Asta este, să sperie cum, cu tare lucru, păi mi-a zis toată lumea, știm, vedem, din cauza unor chestii conexe, pentru că de asta ne și ceartă lumea. Păi voi vorbiți numai pe un subiectel. Păi dar voi nu vedeți ce se întâmplă în societate? Vedem, dar aia e altceva. Nu, ce subiect? De exemplu, e pandemie, discutăm pandemie, e criza economică, discutăm. Nu, dar, de exemplu, dacă zici prostituție, lumea o să zică, păi sunt forțate. Păi noi nu vorbim de agresiuni, vorbim de ceva ce a făcut voluntar. Zice, păi le separați, tot timpul. Ești sigur că tot timpul sunt așa? Nu sunt tot timpul așa. Pentru că se poate face distinția, știi? Exact cum zici și Bloc, așa poți la orice profesie. Un instalator îi dă cu o rangă în cap altuia. Prin urmare, profesia instalatoare, prin natura da. Ei agresivă. La fel și la prostituție. Da, numai scurt, unde vreau să ajung eu mai devreme era că mi se pare că oamenii ar putea să facă efortul ăsta să vadă dacă ajung undeva. Nu-l fac, nu citesc niciodată nimic. Nu, dar măcar eu să am apărarea, bă, v-am zis. Stai puțin. Efortul ar fi ca partea rațională să aibă o discuție interioară cu partea aia de copil care se sperie și să zică, mă, stai puțin, eu te înțeleg și pe tine. Uite că o să avem grijă la ce zici tu. Dar hai să nu trăim cu frici iraționale. Da? Tu ai grijă, deci tu ai libertarieniști. Te-am zis, libertarienii știu ce zice Marx, marxiștii nu știu ce zic libertarienii. Da. Înțelegi? Libertarienii știu, uitându-te pe... Îți dai seama că Bloc știe ce zic. Leftiști. Ce cred leftiștii actuali. Știi ce cred birocrații europeni? Birocrații europeni nu știe ce gândește Bloc, știi? Deci chestia asta de cunoaștere e clar că sunt tari libertarieni, adică știu ce zice. Ok, hai să luăm pasta cu drogul. Care e obiecția mare? Păi, dacă legalizăm, nici nu ieșim din Bloc și sunt bulucă. Toți căzuți. Injectați și... Deci Rompol zicea la un moment dat în campanie, mă, crezi că dacă legalizăm cocaina mâine, câți din noastră? Da. Nimeni, deci nu. Da. Asta e fun. Chiar intra pe aia din sală, știi? Da, exact. Da. Da. Deci tu mâine îți bagi în venă? Am avut fix discuția asta cu un prieten aseară. Și deși era de părere că, într-adevăr, toate substanțele ar trebui legalizate, a mai spus și următorul lucru. Dar îți dai seama... Dacă s-ar legaliza, cel puțin vreo 2 ani, ar fi dezastru. Ai vedea pe străzi junkies, ai vedea murind pe străzi și așa mai departe. Și ăla a fost momentul în care eu i-am pus următoarea întrebare. Poate că așa e. Dar zi-mi o chestie, la mall ei vedea? Asta puțin s-a gândit? Nu, nu i-aș vedea la mall. Deci trebuie privatizate străzile. Dar cine va construi drumurile? Nu, e și frica asta care... Păi, da, parcă uite, vorbeam despre altceva. A băgat-o statul în ei, au internalizat în peniile astea, știi că... Dacă nu e în stat, nu o să ai drumuri, ne cățărăm pe niște sârme, știi, să... Că n-ai cum, că nu face nimeni drum, știi, deci... Deci ăștia fac toate tâmpeniile posibile. Deci dacă intri într-un hipermarket, vezi toate tâmpeniile posibile, deci nu crezi că s-ar fi produs chestia aia, o chestie vitală, cum e drumul, nu s-ar face. Pur și simplu, lumea stă într-un bloc în altul, s-ar ști să... Și nu asta trebuie... Deci domnul ăla trebuie să zică, ok, hai să vedem, știi? Plus, cred că ai... experimente, nu? Ai date despre, nu știu,
În Anglia, uite, s-a legalizat. Și ce s-a întâmplat? Sau în Portugalia? Sau ai... Mm-hmm. Există. Sunt studii, sunt astea, știi? Deci la primul capitol? Nu, nu, mai avem aici. Mai avem. Mai avem un pic aici. Am discutat deja din primul cap. Deci, eu zic că l-am din... terminat. Păi da, dar și el pune aici în introducere exemplu prostituția și drogurile. Da, da. Na. A zice așa că astea sunt cele mai importante din cauza că sunt pe drumuri. Sunt două lucruri pe care le mai spune el aici. Zice așa, odată cum a devenit el, de ce a devenit el mai conservator la bătrânețe, că inițial în anii 70 spune pentru el religia era personificarea războiului, a crimelor și a nedreptății. Era o alianță între cruciade, inchiziție, războaie religioase, sacrificarea fecioarelor, arderea pe ruga vrăjitoarelor, astrologi necredincioși și alți indezirabili. Aici practic progresiv. Era, da, curentul mainstream leftist antireligios din Statele Unite de la vremea respectivă. Și el, în final, zice că astăzi religia mi se pare una dintre ultimele și cele mai bune speranțe ale societății, pentru că e una dintre principalele instituții care încă mai concurează cu un guvern excesiv și supradimensional. Adică mie mi se pare importantă chestia asta, că de fapt, ce avem? De ce e guvernul prost? Pentru că n-are concurență. Ce o să facă guvernul cu mințile copiilor și cu familiile și cu tot? O să le distrugă. De ce? Pentru că e prost. De ce? Pentru că n-are concurență. Dacă există măcar un fel de concurență, fie ea și, și prost organizată sau poate și bazată pe niște idei nefavorabile, să zicem. Plus că Bloc e ateu, trebuie menționat și asta. Bloc a fost, e ateu. Judecată pur instituțională. Faptul că există o altă instituție care se fac concurență guvernului le face pe amândouă să se comporte mai bine decât în absența concurenței. Și rezultatul generat, din punct de vedere economic, să fie mai bun. Este era argumentul pro-papalitate, că îi ținea în frâu, îi mai ținea în frâu pe ăștia, pe regii europeni. Da, 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 aveai o... Și asta este, cu termină, deci așa termină el, fraza care începe cu sunt libertarienii, paragraful care începe cu sunt libertarienii libertini, unii sunt, în mod evident. Și asta e adevărat, trebuie să ne asumăm că există și o suprapunere destul de mare între libertarieni și libertini. Dar așa cum spunem că există o suprapunere, înseamnă că nu există o identitate. Deci da. Există și dăilalți. Există conservatori libertini? Deci știți că există. Da, da, ăia sunt libertini în privat. Nu sunt asumată poziția publică. Da. Nu, dar mi se pare că și în libertarianism nu mai e... Nu mai stă așa. Partea asta dar de Dave Rubin... Dave Rubin, nu știu dacă este libertarian. Nu, nu, dar e conservator? Nici asta nu știu. Nici asta nu știu dacă e. Eu știa că și-a asumat și poziția conservatoare și libertină. Nu, nu cred. Iar în libertarianism, și asta e și miza cărții, să le separi. Să le separi. Una ține libertinismul, ține de un anumit comportament, nu știu, îți place să bei, să te injectezi, nu știu ce. Libertarian e o judecată despre libertate, despre libertatea individului, libertatea societății. Deci cele două nu se supra. Și nu știu dacă aș denumi ceea ce face Rubin neapărat libertinaj, adică omul e căstorit. Sau hai să dăm și mai tare. Creștinie. Omul e căstorit cu copii. Creștin, cred sau că cu copil. Nu, din punct de vedere creștin, cred că Arlia e. E un libertin. Nu se înțelege, da, nu se înțelege bine. Nu e căsătorit cu un copil. Are și... Are și un copil. Nu, ar fi libertin. Uite, și Bloc a încurajat chestiile astea, pentru că el îți spune în ediția veche, piața amorală.
Viața îți place și cărți și prostituție și ce vrei tu. Este la fel de morală ca și cei, ca și oamenii care participă la piață. Da, tu ca libertarian nu-ți dai cu părerea. Ca om poți să-ți dai, ca moralist, ca nu știu. Este ca libertarian nu-ți dai cu părerea. Prostituție e bună, e rea, e... N-ai, n-ai. Pe de altă parte, el numind, pe de altă parte, el numindu-i eroi, deci termenul erou are o conotație clar pozitivă. Doamne, prostituata satisface niște preferințe. Să zicem că e un erou al pieței. Nu, da. Nu e așa, nu e atât de neutru, asta e critica mea. Deci dacă tu ai spus că e erou, înseamnă că e chestie bună oarecum și satisfacerea celor preferințe. Mi se pare că libertarian, tu nu trebuie să spui doar nu încalcă principiul non-agresiv, nu trebuie permisă și atât. Nu mai mai. Ori el are și discuția. Păi nu, cum vede el? Da, sugerează că ar fi cumva ok. E ok, dar știi, să satisface niște preferințe. Da, da, da. Ideea este așa. Este o eroină din punct de vedere al pieței libere, da? Deci pentru astfel economică. Deci ea apără. Pentru că piața e amorală, piața e amorală, nu... Știu, dar el îi dă conotații din astea... Păi asta e greșeala, de-aia și încuraja percepția asta că... Că nu este o eroină din punct de vedere al virtuților consacrate. El nu trebuie să spună, deci cartea asta nu trebuie să spună că... El trebuie să spună doar atât. Da, domne, lumea îi blamează nu știu ce, nu mă pronunț... Dar lasă-i în pace, că nu comentează. Bine, dar el practică, nu, cartea se cheamă Defending the Undefendable. Deci și dacă ai o pledoarie ca un avocat, trebuie să încerci să tragi și în partea ei la altă. E așa o chestie. Păi da, dar comite aceeași greșeală ca și ceilalți, știi? Da. Îți dai cu părerea. Dar ca să fie și mai de impact, deci odată e apărarea, hai să zicem. E inconsistență. Ca să fie mai de impact cartea, mă gândesc. Nu știu ce a vrut. E o inconsistență. Deci sugerează, inclusiv la ăla care se droghează. Când el zice, domnule, e decizia lui dacă vrea o viață scurtă sau lungă, știi? Asta e cumva o judecată morală. Eu aș avea un libertarian, ar trebui să spună, drogurile trebuie permise? Nu-mi dau cu părerea. Se mai disociază câteodată. Ugalitatea lor. Este analistul pieței libere și a libertății individuale de părerea personală. Deci câteodată își mai deși cu părerea personală despre ce se întâmplă în personajele cărții lui. E liber să-și dea cu părere. Da, da, nu e. Fii atent. Când zici că ei sunt eroi, ăsta e firul roșu al cărții, nu e o chestie, hai că m-am scăpat. Încă niște semințe. Da, da. Nu, este, e vorba de, când zici că ăștia sunt eroi, deci o chestie de structura cărții. Știi, domnule, ăștia fac bine ce fac. Da, pe... Ăștia fac bine ce fac. Și asta e o încărcătură morală și este. N-ar trebui să fie, da, pentru că noi vorbim doar de... Adică nu poți să mai zici, lumea, corect. Dracu, m-a înțeles greșit, eu am zis ăștia că sunt eroi și lumea a interpretat că sunt eroi, știi? Da. Dar nu ești tu că... Da. Erori. Da, din cauza că există niște, există o cerere pe piață și ei sunt cei care satisfac acea cerere, din punct de vedere al pieței, ei sunt acei eroi. Din cauza. Da, este o judecată morală. Este, da. Înțelegi? El nu trebuie să pronunțe. El trebuie să zică doar, da, nu, prostituția poate nu fie, trebuie... Poate să fie și o judecată din punct de vedere economic. Uite, avem o nevoie pe piață care nu e... Da, ai o presupoziție morală. Da. E bine să satisfaci preferințe... Înțelegi? Economice. Ai o presupoziție morală, nu spune că e neutră, da, știi? E o presupoziție morală, dar o fac toți economiștii. Nu trebuie că e unul care el care trebuie să nu argumenteze în stilul ăsta. Înțelegi? Un tip de argument pe care l-aș accepta ar fi să spună, cum o ce face de altfel, e mai rău dacă interzici. E mai rău. Așa e, instituția e nasoală, nu știu, dar dacă interzici e și mai rău. Mai bine... Da, uite, să zicem că există o cerere de avioane, de zburat, știi? Dom'le, vreau să zbor cu avionul din Europa în America și niciun întreprinzător privat satisface această cerere. E ce situație? E ce? Cel care a făcut prima oară zborul ăsta comercial între Europa și America e un erou, știi? Din punct de vedere al pieței libere. Nu, nu, nu. Asta tu, ca este argumentul lui Costel Cărinu. Dar eu știu care nu, că e primul că a fost al doilea. Tu nu ai nicio treabă. Tu zici, s-a încălcat principiul în agresiunii. Nu s-a încălcat. Dă-i înainte. Merge.
sau ca să descarci încărcătura sau de trebuie aerof, permis, nu dai înainte, că și dai înainte sugerează că e bine, știi? Ai putea să zici că cine sunt eroi în economie? Toți participanții, și clienții, și întreprinzătorul, și samsarii, mă rog, da, brokerii. Și atunci, dacă toți sunt eroi, atunci nimeni nu e erou. Și l-ai descărcat de încărcătura de... Da. Pointul lui e că aduce egalizarea asta, că tu te-ai fi gândit la, nu știu ce, Ford sau nu știu ce, bă, dracu, ce, a băgat nu știu ce salarii, a gândit nu știu ce organizare și e un erou. Dai gândit la o prostituată ca la un erou, știi? Ori Bloc îți zice nu, e tot erou. Bine, pointul... E mai erou pentru că livrează în condiții de... Adresitate. Repet, da, pointul lui Rothbard, exact ăsta e. Pointul lui Rothbard ăsta e că ai... Rothbard, merge și Rothbard, da. Tot în introduce, în cuvântul lui înainte e chestia asta. Spune că ăștia sunt eroi tocmai din cauza asta, faptului că li se pune toată societatea împotrivă. Rothbard spune și contra, adică merge și până la capăt, zice, dacă societatea nu li s-ar mai pune împotrivă, ei n-ar mai fi eroi. Deci da, ar fi doar niște comercianți ca orice alți comercianți. Na. A zice așa, la introducere, el mai face o mică introducere, deci asta toată a fost... mea culpa și tot felul. Nu, înainte de introducere aș vrea să vă pun o întrebare, poate îți ridic ție la fileu ceva. Revizuirea asta de poziție al lui Rothbard la bătrânețe e un indicativ pentru altă revizuire de poziție? Adică mă gândesc, știi, faptul că el vrea să stea cu fundul în două luntri la finalul, că la finalul introducerii cu scrise de cuvântul lui înainte scris de el, e cumva un predictor că va veni o vreme mai târziu când se va regăsi iar cu curul în două luntri? Aici mă refer la pandemie. Dacă nu era clar. Nu. Mie mi se pare că sunt mulți oameni care își trăiesc viața. Nu știu dacă îi se aplică lui, că nu-l cunoaștem îndeaproape. Mi se pare că sunt foarte mulți oameni care își trăiesc viața ca pe un club de dezbatere. Și dacă reușesc să-ți dea niște argumente cu care te-au convins pe moment, bravo mie, am câștigat. Și mi se pare că mulți fac așa și caută câștigul și nu caută adevărul. Și atunci, dacă ești convins de o chestie care ține bine până una alta, mergi cu ea. După aia cineva spune o îndoială, zici, a, da, să știi că ai și tu dreptate, cum mergea pilda. Și nu știi, omul ăsta ce poziție are? Are mai multe poziții. Dacă nu vă plac opiniile astea, mai am și altele. Uite, eu am citit recent aia lui pe pandemie. Poziția lui e că... Doamna, trebuie să fim agnostici și pe măsuri. Și da, dacă într-adevăr sunt, e riscul atât de mare, știi, să duce virusul și ar fi și promască și pro nu știu ce. Și nu știu, răspunsul meu la ce zice el, era un articol pe General Of. Articolul lui din 2020 atunci. Și eu cred că greșeala lui e că noi știam de fapt. Știam că virusul atacă la 2 metri. Înțelegi? Când definești agresiunea, știi, ca inițiere iminentă, poți să spui da la 4 metri nu e agresiune, la 2 metri ieși. Înțelegi? Nu era chiar așa în ceas. Ori el îți dă impresia că, domne, nu ne pronunțăm. Înțelegi? Suntem agnostici, nu ne dăm cu părere. Ori mi se pare că da, ai niște date, știi? Niște date. Să-ți dai cu părerea, știi? Știai câte ceva despre virus. Poți să spui, bă, nu mă închide în casă. Poate vreau să ies în pădure, nu agresez. Nu așa gândesc libertarienii problema, ci nu, o pun în termen de indiviști. Un individ atacă un alt individ. Uite, eu am pus întrebarea asta mai mult pentru că încerc să-mi dau seama care este vocea lui Bloc de care s-o ascult. Știi că alea din capitole, când intri în capitole, totul e foarte frumos, structurat, logic, aproape inatacabil. Aproape, uneori și-a schimbat și în bine. Uite, pe avort aici, pro-avort în care el schimbă prin 2000 și ceva, schimbă poziția, știi? Nu, e trebuie văzut efectiv ce zice, știi? Efectiv ce zice, ca și discuția aia cu conservatorii. Domnule, Iisus vrea stat. Păi nu știu, asta înseamnă Roman 13?
Poate o chestie conjuncturală în care nu vrea să... Să-și bată capul. Nu, nu vrea să consolideze imaginea aia de lider revoluționar, știi? Ia purește pe aia, știi? Înțelegi? Adică nu mi-a interpretat că Iisus e prostat. Nu, era o chestie, nu știa cum să scape de aia, știi? Nu formeze o imagine. Lider politic. Adică nu transforma o chestie strategică punctuală în asta crede Iisus, vrea, n-au fi. Revenind la carte, ce spune Rothbard despre toți subiecții despre care, scuze, bloc, despre toți subiecții despre care urmează să vorbim, zice așa că mesajul acestei cărți se va concentra asupra următoarelor propoziții. 1. Ei nu se fac vinovați de nicio faptă rea de natură violentă. 2. În fiecare caz ei aduc practic beneficii reale societății. 3. Dacă le interzicem activitățile, vom avea noi înșine de pierdut. Impulsul pentru această carte, libertarianismul, premiza de bază e că angajarea în agresiune împotriva unor non-agresori este ilegitimă. Iar setează foarte bine cadrul în care mergem la... Da, da, 2 și 3 sună exact ce îi reproșeam, știi? Da. Satisfac și nu știu ce ești. Bă, dar poate nu e bine să le satisfacă, știi? Poate nu e bine să consume lumea drogul, știi? Uite ce zice el aici, zice așa că argumentul lui pentru punctele 2 și 3 este următorul. Că ticăloșii nu sunt ticăloși pentru că ei nu inițiază violență împotriva unor non-agresori. Ei nu obligă pe nimeni să facă ce vor ei. Dacă ceilalți membri ai comunității intră în relații cu ei, aceste relații sunt voluntare. Oamenii se angajează în tranzacții voluntare pentru că au impresia că pot obține un oarecare avantaj. Din moment ce oamenii fac un schimb voluntar cu ticăloșii, înseamnă că obțin de la ei ceva ce își doresc, ticăloșii trebuie să le ofere un avantaj. A treia premisă decurge inevitabil din a doua. Din moment ce schimbul voluntar trebuie să aducă avantaje tuturor participanților, rezultă că interzicerea schimbului voluntar trebuie să facă rău tuturor părților. Argumentul e mai puternic. El spune, voi demonstra că interzicerea activităților aduce deservicii nu numai potențialilor participanți la schimb, ci poate afecta serios chiar terțe părți. Un exemplu, vorbeam, e violența din jurul consumului de droguri. Dar ideea asta e că, ok, el spune că această carte nu pretinde că piața este o instituție economică morală. E adevărat că sistemul a adus omenirii nenumărate bunuri și servicii, tralala, dar beneficiile sunt mai mari cu o piață liberă decât invers. Deci asta ar fi argumentul lui de ce sunt ăștia de fapt eroi, pentru că... se zbat ca să aducă aceste servicii care sunt dorite și practic crește piața, crește satisfacția nevoilor, toată lumea crește, cum ar fi din punct de vedere utilitarist, crește prosperitatea, cantitatea de util pe cap de vită furajată. Uite, poți să ai majorități ostile la prostituții și poți să zici, nu, uite, scade utilitatea, știi? Dacă se supără. Și chiar să zicem, hai că ieși și terțin la asta cu drogurile, știi? Ai bandele alea și crime și nu știu. Tot așa să zici că e... Da, nu. Da, deci nu e... Păi da, ăștia ofensații creștini sunt pe chestiile astea în care nu-i privesc, deci ei nu sunt în terță parte în aceste schimburi. Nu, că victime sunt, ca sunt și... mulțumit și cu terțializmele alea rele, scuze, Gabi. Înțelegi? Cu crime din ghetouri și nu știu. Da, da, dacă îi las eu la liber. Ok, câte crime avem în ghetori? Păi nu știu, mai 8 puțin. Crime, nu știu ce. Și dacă lăsăm drogurile? O mai puține crime. Nu, nu știu, culmea că o să fie mai puțin. Empiric s-a arătat. Da. Adică vorba aia, până și Buckley a acceptat. Vreau să vorbesc de acești conservatori, știi, care vor să interzică lucrurile, știi? Din cauza că se simt ofensați, că undeva pe scara vecină, cineva își trage pe nas droguri, să zicem. Nu, eu cred că estimează și riscul ăsta. Adică vede o catastrofă în... Deci dezacordul e și pe efecte. Mi se pare că ei se consideră niște victime, se victimizează. Păi da, distrugi țesătura adică... socială. Deci dacă tu bagi niște drogați, s-a distrus. Da. Ia un sat, uite, luăm un sat în Telorman, frumos, nu știu ce, bagă 5 drogați acolo. Mai vezi, consumă și alții, și alții. Asta e viziunea lor. Deci, lor le e frică cum ar veni. Mi se pare că sunt niște frică. Victime în acest caz pentru că cineva le-a adus cei 5 drogați în sat sau
le-a băgat idei în cap la niște săteni care au început să se drogheze. Mm-hmm. Internetul, vai de... Deci, da, de fapt, le-ai frică de idei. Nu, le-ai frică de comportamentele. Mi se pare că sunt la fel de snowflakes ca și progresiștii din... Păi argumentul e același. Nu. Ai o frică și vrei să interzici o chestie asta. Da. Da. Acum întrebarea e dacă frica e... Mă rog, punctul de vedere libertarian e chiar dacă ar fi corectă predicția, tot nu trebuie să interzici. Ia pe altfel. Nu e aici un... Pe lângă asta, deci poate nu valorizează omul, un, omul fiind creația lui Dumnezeu, deci are libertate, are liber arbitru. Tu crezi că este cel mai... cea mai slabă creatură posibilă și imediat cum vine o ispită, cum pică imediat, da? Ceea ce înseamnă că îi desconsideri. Tu ești... Da, îl vede ca fiind ființă căzută, știi? De a doua oară, tu ființă când căzută. Îi interziști, tu de fapt agresezi creația lui Dumnezeu, da? Păi iei posibilitatea de a se mântui. Nu, 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 nu. Păi da, a, da, 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 da. Că n-a putut să... Nu zici că salvezi. Nu zici că salvezi. Păi da, cu forța. O pire de la Satana. Nu, 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 nu. În momentul în care, în timpul postului, interziști vânzarea de carne în satul respectiv, oamenii din satul ăla nu mai țin post. Da? Postul trebuie le să fie este o ținut post. Alegere liberă. Da, e o chestie de interpretare. Bine, ai mai, ai mai adus tu argumentul ăsta și mie îmi place foarte mult, dar îți dai seama că, că vine un puțin în contrast, adică eu am mai auzit tot un argument din partea comunității ortodoxe, care spunea exact invers. Dom'le, pleacă cu ispitele astea din calea mea, adică eu nu vreau să mă... Eu sunt bine și dacă nu mă testez în fiecare zi. Deci spuneai tu povestea aia cu drumul către pâine care trece pe la, prin fața bordelului sau prin fața birtului. Dar sunt și... Există și drumul ăsta, adică, mă rog, drum. E, de argument. Fapt, e o cale bătută rău de tot ai ortodoxilor care spun că nu, noi nu vrem expunere la aceste idei care, bă, o să folosesc un cuvânt de-a lor, smintesc. Da. Corupt tineretul. Da, asta e o hotărâre de management ce fac ei. Nu vrem să fim expuși. E o chestie. Dar până la a legaliza, a interzice, deci nu mai expune, înțelegi nuanța? Nu mai expune la ispite ca să nu mă smintești, asta e o chestie de management. Dar legiferarea, interzicem să nu le vedem aici post obligatoriu, tot nu se justifică. Ba da, că nu le expui, dacă interzice. Te cauți tu pe acolo. Unde umbli să răcești? Nu, eu văd și o banalizare a lui Dumnezeu aici. Zice, lasă, frate, să judece Dumnezeu, nu mai judecat. Lasă. Păi da, dar să droghează. Lasă-l judece Dumnezeu. Da, corect. E și o lipsă de modestie. Salut! O să întrerupem aici actuala ediție a episodului și o să încercăm ceva nou de anul ăsta, ce obțin pentru această carte care are o grămadă de episoade ușor de serializat. O să avem introduceri din astea filmate din off și ieșiri de asemenea din partea echipei în Dodi și a Mâței aici de față. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Și vă amintim că și în 2024 statul te vrea sclav și e bine să te gândești și la libertate.